Este un spectacol complex. Un spectacol care la prima vedere este o comedie, dar care în partea a doua se transformă total, neașteptat și brusc, în dita mai tragedia. Este un text foarte, foarte puternic al lui Nedeljko Iordanov, un dramaturg de origine bulgară, unde el vorbește despre trupa de actori care a jucat la... care au fost aduși de Hamlet să joace în fața regelui și reginei, dar pe care Shakespeare nu i-a lăsat cumva în aer, nu se explică mai departe ce se întâmplă cu acești actori. Ori Iordanov asta a făcut, a dus povestea mai departe în viziunea lui ce s-a întâmplat cu acești actori și pentru noi ca actori care jucăm acest spectacol este foarte puternic pentru că este vorba despre, ne atinge foarte mult în esența noastră. Și ne bucură mult să jucăm acest spectacol și îl înțelegem în toate profunzimile lui. Sperăm că același lucru transmitem și spectatorilor, chiar dacă ei nu sunt actori. Dar ceea ce se întâmplă în partea a doua cu actorii sunt lucruri pe care le vedem și în ziua de astăzi, în care oamenii sunt puși să facă denunțuri, sunt puși să trădeze și... fiecare reacționează după cum este caracterul. De asta spun, este un text foarte puternic, de substanță, care este imposibil să nu te atingă. Să ne întâmpine. A venit mărțoare importante. Mă rog,
chemați. E minunat că v-ați nimerit pe aici, a spus el. Treceți imediat pe la casteriată pe vizul de urmare cu această persoană. Prințul Hamlet e bolnav, trebuie găsit un... Da, e bolnav, e nebun! Ce? Mai încet, Eric, aici pereți urechi. Da, nu e nebun, dar așa se vorbește în tot legat. Pe noi asta nu ne... Nu, nebun sau nu, pe noi asta nu ne interesează. Noi să fim curățiți. A, aveți dreptate, domnul direct. Cu cât ar să ne vedească Charlie? Să nu îndrăznești să-l tupuiești. Oh, mă scuzați, doamnă. Da, Maria. Foaga a luat sfârșit. Îi fățim în 5 părți egal. În 6. În 5? Că tu ești suflat, nu ești actor. Nu părțim nimic. Întoarcem în capitală și înființăm un teatru nou. Dacă aici sunt 5.000 de trucați, dacă totul va merge bine, o să mai primim încă